Bună ziua, stimați colegi, onorat auditoriu, domnule rector, îmi face deosebită plăcere să prezint în fața dumneavoastră, în cadrul conferinței științifico-practice uh, internaționale, organizată de Universitatea dumneavoastră în domeniul pedagogic, în cadrul catedrei de Pedagogie și Psihologie, rezultatele colaborării noastre a Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași, a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și a Universității de Stat din Comrat, o comunicare care se referă la ipedagogie competențe și abilități necesare profesorilor și studenților pentru desfășurarea programelor de educație în domeniul științelor, tehnologiilor, ingineriei și matematicii. Lucrarea este concepută împreună cu domnii profesori Constantin Cucoș de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și cu colegii noștri de la Comrat, doamna conferențiar Maria Ianioglu și doamna conferențiar Tatiana Velicova. Subiectele abordate, pe scurt, voi, pentru că voi relua, se referă la abilități pedagogice și calități necesare atât profesorilor cât și studenților, ce componente și activități implică uh, predarea și învățarea hibridă în domeniul științelor, ce se utilizează la proiectarea materialelor didactice, taxonomia Bloom și cele nouă evenimente ale instruirii ale lui Gagné, cu un exemplu, cum are loc evaluarea activității studentului, cum se realizează comunicarea între profesori și studenți, cum se realizează instruirea folosind laboratoare online, virtuale și la distanță. Câteva exemple de resurse pentru educație deschisă și cursuri online masive deschise, utilizate. În pregătirea studenților, o platformă Moodle la nivel european, ce manual de educație online s-a folosit și, bineînțeles, concluzii. Necesarul de abilități și cali calități pentru predarea online, caracteristicii noi e-pedagogii, pot fi. Prezentate pe scurt elementele următoare: rezolvarea unor probleme în grup și rezolvarea unor sarcini prin colaborare. Învățarea se bazează pe rezolvarea de probleme și discuții, strategiile utilizate pentru studiile de caz, ce rol au simulările sau jocurile de ro cu rol. În instruire, proiecte studențești cu conținut generat de studenți, ce înseamnă mentoring și îndrumare, ce este învățarea dirijată, cum se realizează explorarea prin descoperire, lecții și activități conduse de profesor, modelarea procesului de învățare în vederea obținerii soluției. Cursul, disciplina, conținutul de lecții, folosește câteva elemente de organizare. Programa și programul cursului, specificând cunoștințe acumulate ne Anterior, care sunt necesare, ce obiective are lecția, ce sarcini are elevul sau studentul, ce programe de testare se folosesc, ce materiale didactice sunt necesare, care sunt criteriile de notare, cum se testează informațiile, ce resurse de la biblioteca virtuală sunt necesare, ce activități se desfășoară. În campusul virtual, informații despre etica muncii, special referitoare la plagiat, informații, sigur, despre personalul cursului, profesori, instructori, asistenți, tutore și așa mai departe, cum se realizează îndrumarea elevilor și, bineînțeles, informarea acestora, calendarul cursurilor. Subiectele și activitățile cursului trebuie să ofere studenților posibilitatea de a se angaja în gândire critică și abstractă. Elevii sunt provocați să realizeze una sau mai multe din următoarele sarcini: să rezolve probleme, să contextualizeze conceptele, să întreprindă aplicații sau proiecte practice. Documentele de curs sunt uh, prezentări PowerPoint convertite în video-audio, prelegeri scurte video-audio, legături către resurse pentru educația deschisă pe site-uri web, materiale online, instrumentele de comunicare utilizate în discuțiile de grup, uh, ținerea unei agende electronice a activităților și sarcinilor, efectuarea de exerciții de laborator simulate, care să pregătească experiențe reale de laborator, sesiuni de discuții de tip forum și uneori conferințe web. Ce instrumente de tehnologie informatice și de comunicații utilizează studenții-elevii? Uh, instrumentele de evaluare, catalogele online și statisticile de evaluare sunt de asemenea prevăzute în platforma utilizată. Sarcinile cursului sunt interactive și necesită interconectarea studenților între ei și cu instructorul. Ei mai pot comunica participanții și prin e-mail, dar cel mai mult prin forumul de discuții, care este de tip asincron. Evaluările se realizează prin teste online, teste standardizate, proiecte, rezolvarea de probleme, demonstrații și studii de caz. Materialele de edu educaționale. Sigur, am făcut referire și anterior, sunt notele de curs și prezentări, lecturi suplimentare, laboratoare virtuale, teste, conferințe web, lecția este înregistrată și difuzată tot așa pe web, materialele necesare pentru unele întâlniri față în față, pentru că vorbim de hybrid, blended, sunt pentru seziuni de laborator, dacă sunt necesare sesiuni suplimentare de tutorial, deci lecții interactive cu îndrumare, implementarea și discutarea unor proiecte, examene de sfârșit de semestru, un seminar special dedicat unei lecții de curs. sunt folosite pentru elaborarea materialelor didactice interactive cele nouă etape ale pregătirii lui Gagné, atragerea atenției, informarea despre obiective, stimularea noțiunilor învățate anterior, prezentarea conținutului, îndrumare în timpul procesului de învățare, prin activitate practică, obținerea și atestarea performanței, se oferă feedback, îndrumări, se evaluează și se certifică performanța și se consolidează transferul de cunoștințe și competențe pentru activități specifice la locul real de muncă. O lecție poate conține titlu, obiective, introducere, Termeni noi explicați, exemple, informații de tip dicționar, teste, o temă cu un exemplu de rezolvare și, desigur, referințe bibliografice. Modelul de proiectare a sistemului de instruire este analiză. Proiectare, dezvoltare, implementare și livrare, urmată de evaluarea în cadrul procesului didactic propriu-zis. Procesul de analiză implică definirea cerințelor, crearea sau utilizarea resurselor gratuite, crearea lexiilor cursului, și crearea unor materiale specifice în cadrul lecțiilor. Definirea publicului țintă, rezu estimarea rezultatelor învățării, o abordare pedagogică corectă și selectarea mediilor de transmitere, text, video, audio și așa mai departe. Cum se administrează? <coughs> Și, bineînțeles, în final, schema cursului. Obiectivele de proiectare sunt, desigur, rezultatele învățării, abilități, cunoștințe care pot fi măsurabile sau demonstrabile, atinse, realizate de către studenți, relevante pentru studenți și, bineînțeles, alocarea unui Timp, interval de timp corespunzător în cadrul lecțiilor, modulului sau cursurilor. Câteva elemente care definesc șablonul de curs. Desigur, că în proiectare sunt, bineînțeles, utilizate. Taxonomiile obiectivilor educaționale a lui Bloom, modificată, revizuită de Anderson și Cratuol. Reamintire, înțelegere a noțiunilor, punere în aplicare, analizare, evaluare și, bineînțeles, creare, o proiectare. Aici sunt prezentate pe scurt. Cele șase categorii de învățare, care sunt sarcinile studentului, ce se realizează în sistemul informatic, ce activități și sarcini are elevul pe internet. Deci, cele șase categorii ale lui Bloom. De exemplu, pentru puteri în curent alternativ, o lecție de electricitate, sunt utilizate cel mai adesea uh, categoriile 3, 2, 3 și 4 la studenți. Revenim: 2 înțelegere, 3 punere în aplicare și 4 analiză. Ulterior, am arătat cum cele patru categorii sau trei categorii menționate anterior sunt realizate sub forma unor diapozitive în cadrul unei prezentări. Pentru a ușura comunicarea, interacțiunea dintre student și sistem, folosind comunicare grafică. Evaluarea se face folosind aliniamentul constructiv, adică proiectarea activităților de predare și învățare, și a sarcinilor de evaluare care abordează direct rezultatele estimate ale procesului de învățare-instruire. Evaluarea formativă se face pe tot parcursul asimilării cunoștințelor. Iar evaluarea sumativă se face la sfârșitul cursului. Sarcinile sunt de și evaluarea, sunt note și ponderarea noțiunilor învățate în cadrul notei finale, sunt teme pentru evaluare, misiune, discuție. În final, e un proiect și un examen pentru a se realiza sistemul constructivist. Acesta este, pe scurt, managementul evaluării. Comunicarea se realizează cel mai mult în cadrul forumurilor. Comunitatea de investigație este procesul de creare a unei experiențe de învățare profunde și semnificative, de tip colaborativ constructivist, care dezvoltă pentru studenți trei de elemente interdependente. Prezență socială, prezență cognitivă și prezență didactică. Se folosesc mai mult comunicațiile tip, tip asincron, discuții online și uneori web. Conference. Câteva lucruri despre laboratoarele virtuale, scenariu didactic al unui experiment virtual care îl realizează cu ajutorul calculatorului și a sistemului uh, platformei. În primul rând, deci, elevul, studentul citește un material care prezintă obiect obiectivul, scopul, subiectul și teoria susține un test online, primește detalii despre program, ulterior urmărește cu ajutorul unor simulări și secvențe exemplificarea conceptelor teoretice pentru a aprofunda și înțelege mai bine conceptele, după care susține un chestionar și realizează experimentul, după care primește sarcini suplimentare pentru a fi evaluat după executarea fiecarei operații pentru înțelegerea experimentului. Aici, pe scurt, am reluat în cadrul unui exemplu de electricitate, aceleași lucruri, teorie, procedură, sistemul software, hardware și simulatorul, experimentul propriu-zis și testul de cunoștințe urmat, desigur, de bibliografie suplimentară. Elementele suplimentare care pot fi folosite sunt resurse educaționale deschise, am luat aici două exemple, și, desigur, materiale din cadrul cursurilor online masive, care sunt mai multe de mai multe tipuri și uh, sunt mai multe uh, site-uri pe mapa mond. Scientixo este o platformă Moodle oferită profesorilor din Europa și întreaga lume care facilitează înțelegerea învățării online și oferă instrumente pentru profesori uh, care predau științe, tehnologie, inginerie și matematică, ce uh, software-uri speciale de tehnologie informatice și de comunicații utilizează și cum se realizează lecțiile de management al clasei folosind platforma, în cazul nostru Moodle. Noi am utilizat ca exemplu, manualul de instruire asistată de calculator publicat la Polirom în anul 2007, pe care colegii noștri de la Comorat îl cunosc. Concluziile, cele mai importante concluzii uh, sunt următoarele. Uh, utilizarea unui sistem virtual, cum este Moodle, asigură confort pentru cursanți care dețin controlul asupra procesului de instruire. Sarcinile și notele sunt structurate, eficiente și bine gestionate. Formarea se bazează pe concentrarea asupra elevului și studentului, stimulându-i gândirea critică. Gândire critică generată în forumuri de discuții, forumuri de discuții care sunt asincrone, structurate aceste forumuri. Instructorii online Trebuie să se implice în dezvoltarea unor moduri creative de a folosi forumurile și care să promoveze interacțiunea și sentimentul de aparținere a studentului într-o comunitate de învățare. Și pentru aceasta, desigur, adoptarea și învățarea noilor metode pedagogice. Specifice acestui nou tip de învățare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție!